Viitorii dascăli au venit încă de la prima oră la inspectoratul școlar pentru a se înscrie la examenul de titularizare. Deși sunt posturi puține, oamenii nu au renunțat să lupte pentru ca din toamnă să prindă un loc la catedră. Dosarele pot fi depuse până pe 17 mai, iar pe 21 iulie se va susține examenul scris. Ca și anul trecut, pentru a se respecta normele de distanțare fizică, au fost create două culoare de înscriere. Cei care au mai susținut acest examen și-au reactualizat documentele, iar la un alt birou s-au înscris candidații noi. De asemenea, anul acesta au fost introduse și modificări. Candidații se pot înscrie la concurs pentru două județe. Candidații care optează pentru repartiție pe un post titularizabil au posibilitatea să solicite posturi în județul în care susțin examenul de titularizare, respectiv, cum este cazul nostru, județul Olt, și pot să mai opteze pentru încă un județ. Vor bifa această opțiune atunci când vin la înscriere la inspectoratul școlar. Dacă starea de alertă se menține, și am înțeles că se prelungește starea de alertă, nu se mai susțin probele practice și inspecțiile la clasă pe care candidații trebuia să le susțină odată cu înscrierea la examenul național de titularizare. Și anul acesta, lupta pentru un post titularizabil se anunță una crâncenă. La concurs au fost scoase 24 de posturi, dintre care 3 sunt aceleași ca și anul trecut la Școala de Arte de Instrument. Cele mai multe posturi sunt la CJR AE și la Școala Specială din Balș. Anul acesta, posturi cu viabilitate de 4 ani, deci pe care pot fi titularizați, avem 24, 4 de... 3 de educatori, 2 de învățători, 5 de profesori educatori în Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă de la Balș. La Centrul Județean de Resurse Educaționale avem și acolo 5 posturi de logopedie, de asistență psihopedagogică. Avem de asemenea 2 posturi de profesori documentariști, profesor educator la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Balș și la Școala de Artă Slatina avem cele 3 catedre pe care le-am avut și anul trecut de muzică instrumentală. Titularizarea este concursul de angajare în învățământ la care candidații care iau medii peste 7 se pot angaja pe perioadă nedeterminată și cei care iau peste media 5 pe perioadă determinată, dacă există posturi disponibile scoase la concurs. Primele rezultate vor fi afișate pe 27 iulie, urmând depunerea eventualelor contestații ca pe 3 august să fie afișate notele finale.